Atlăcina, beneficii și recomandări, informații generale, ce conține pătlăcina, indicațiile pătlăcinei, siropul de pătlăcină, efecte și reguli de administrare, beneficii și proprietăți terapeutice, precauții și contraindicații ale pătlăcinei. Pătlăcina este cunoscută în popor și sub denumirea de Plantago lanceolata sau Plantago major. Este o plantă perenă care se regăsește în natură aproape peste tot la nivel global. Planta este considerată de specialiști în botanică un remediu util pentru tuse, răni, inflamația pielii și dermatită. Frunzele de pătlăcină zdrobite sunt aplicate pe piele pentru a trata mușcăturile și înțepăturile de insecte, eczemele, rănile sau tăieturile mici. Din frunze și semințe se extrag compuși benefici ai acestei plante. Există aproximativ 250 de specii de pătlăcină. Pe lângă Plantago lanceolata sau Plantago major, cea mai răspândită specie de pătlăcină, Psyllium, este o fibră solubilă derivată din semințele Plantago ovata, o plantă cultivată în principal în India. Psyllium este utilizat sub formă de supliment alimentar pentru a trata constipația. Componentele active ale frunzelor de pătlăcină sunt 2-3% glicozide iridoide, aucubina catalpol, 2-6,5% mucilagii flavonoide, abigenina luteolina, 6,5% taninuri, acid oleanilic, acizi vegetali, 1% acid silicilic. Siropul de pătlăcină. Avem nevoie de aproximativ 3 mâini pline cu frunze de pătlăcină, 2 căni de zahăr granulat și un borcan mare. Frunzele se spală și se toacă fin. Pe fundul borcanului se pune aproximativ 1 cm din frunzele tocate, se adaugă 1 cm de zahăr și apoi se repetă operațiunea. Amestecul se comprimă, apoi se sigilează borcanul și se lasă la soare pe pervaz până se transformă în lichid. După aceea, amestecul se strecoară folosind o pânză sau un șervet și se depozitează în borcane sau sticle mici. Siropul se păstrează până la un an dacă este depozitat într-un loc răcoros, întunecat sau în frigider. Persoanele care suferă de răceală sau afecțiuni respiratorii pot lua o lingură de sirop de 3 ori pe zi sau pot adăuga siropul în ceai. Siropul de pătlăcină este un fitopreparat cu efect expectorant, antiinflamator și bacteriostatic. Pătlăcina contraindicații. Poate fi folosită pentru tratarea afecțiunilor respiratorii pentru că ajută la eliminarea secrețiilor faringobronșice. Calmează crizele de astm bronșic, este de ajutor în tratarea ulcerului gastric și duodenal, ameliorează nivelul acidității, ajută la combaterea infecțiilor urinare și a hemoroizelor. De asemenea, stimulează atenția, calmează psihicul și oferă liniște prin restabilirea echilibrului interior. În plus, pătlăcina poate lupta împotriva hematuriei, abceselor și a diareei. Beneficii ale pătlăcinei. Sănătatea sistemului respirator. Planta poate îmbunătăți sau menține sănătatea plămânilor. Frunzele de pătlăcină sunt bogate în mucilagii care au activitate protectoare și de calmare a iritației gâtului. Frunzele de pătlăcină pot opta împotriva bronșitei cronice, datorită conținutului de glicerină și pectină, care au proprietăți demulcente naturale. Planta exercită un efect liniștitor asupra plămânilor, stimulând producția de mucus care ajută la ameliorarea disconfortului și a iritațiilor. Planta are proprietăți care ajută la ameliorarea iritațiilor din plămâni,
sprijinind în același timp sistemul imunitar pentru a elimina infecția. Frunzele plantei au un conținut ridicat de vitamine A și C, care stimulează imunitatea, iar conținutul ridicat de tanin reduce inflamația și combate infecția. Sănătatea sistemului digestiv. Conținutul ridicat de mucilaje al frunzelor de pătrăcine, împreună cu proprietățile lor antiinflamatorii, fac din această plantă un adevărat remediu pentru problemele digestive. Ierburile bogate în mucilaje absorb toxinele din intestin și măresc volumul scaunelor. Are și proprietăți astringente care o fac eficientă în tratarea diareei, gastritei și colitei. Ajută la refacerea echilibrului acizilor care reglează secrețiile gastrice și poate trata inflamațiile la nivelul stomacului și al intestinelor. Sănătate gastrointestinală. Pătrăcina reprezintă un tratament eficient pentru colita cronică, gastrita acută, enterita și enterocolita, datorită proprietăților sale liniștitoare, demulgente. Această plantă ajută la refacerea mucoasei stomacale, care protejează împotriva ulcerelor. Odată ulcerul format, conținutul ridicat de tanin îi conferă acestei plante proprietăți anti-ulcer. Tanirurile produc proteine care contribuie la închiderea leziunilor și la crearea unui strat protector. Iridoidele și flavonoidele găsite în această plantă îi conferă calități antispastice puternice. Acestea pot ameliora crampele abdominale și durerile de stomac prin relaxarea mușchilor nedes din stomac. Sănătatea pielei. Aplicată pe piele, pătrăcina are puterea de a opri sângerările și de a vindeca, dezinfectând rana. În cele din urmă, această plantă versatilă conține un compus cunoscut sub numele de alantoină, un puternic agent de calmare a pielei care stimulează producția de celule. Pătrăcina este folosită și pentru că poate calma în mod natural arsurile solare, poate trata acnea și rozacea și poate menține pielea sănătoasă, strălucitoare și fără alte probleme. Precauție și contraindicație. Evitați pătrăcina dacă luați anticoagulante. Persoanele care iau anticoagulantul varfarină să evite consumul de pătrăcină, deoarece conține vitamina K. Acest lucru este necesar pentru a reduce riscul modificării eficacității medicamentelor. Nu se cunosc efecte secundare și nici contraindicațiile administrării pătrăginei. Cu toate acestea, unii oameni au declarat că s-au confruntat cu diaree și tensiune arterială scăzute după ce au consumat această plantă. Cei care suferă de alergii, cum ar fi alergii ale pielii sau alergii alimentare, cum ar fi la pepene, pot fi alergici și la pătrăgină. Evitați siropul de pătrăgină în sarcină. În plus, dacă sunteți gravidă sau alăptați, este recomandat să evitați suplimentele pe bază de plante. Nu există suficiente informații privind siguranța suplimentelor pe bază de plante și, prin urmare, este mai sigur să evitați pur și simplu aceste produse când sunteți gravide sau alăptați.